Ce șanse îi dați mediului artistic în anii care urmează? Nicio șansă. Mi-am lăsat barbă perioada asta, dacă mă vezi am barbă. V-am văzut pe canalul de YouTube, da. Da, m-au întrebat de ce mi-am lăsat barbă și am spus, dă-mi la noi, în general, la noi, la români, că moare cineva drag, bărbații, în semn de doliu, și de amărăciune, își lasă barbă. Și mă, am întrebat, a murit cineva? Da, a murit cultura română. Și eu sunt în doliu pentru cultura română. Da. De asta îmi las barbă. M-am gândit că o să-și devină cultura și o să mă barberez, dar tare mi-e teamă că o să ajung cu barba până pe la Brâu. Să sperăm că lucrurile vor ajunge mai devreme sau mai târziu pe bunul lor făgaș. Și pentru că ne aflăm în seara Crăciunului, aproape de încheierea interviului nostru, vă rog din suflet să adresați un gând românilor de pretutindeni în această seară minunată. Păi ce să le spun, decât să-și urmeze fiecare calea lui, să creadă, să-și imagineze că în seara asta frumoasă de Crăciun, să-și imagineze că vin colindătorii, să nu-i vadă masca, vezi-mă. Și jenant ar fi să deschizi fereastră, că n-ai voie să mai primești în casă, stă afară și să-i vezi pe amici cu măștile, adică ceva mai odios nu poate exista. Dar eu cred totuși că o să ne revenim și să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să ne păstrăm încrederea, să ne păstrăm puterea, să ne păstrăm credința și să dea Dumnezeu la fiecare român liniște în suflet, multă, multă, multă sănătate și multă răbdare și înțelegere. Dragi prieteni, cu gândul că și aici la Stil FM, ca pretutindeni de altfel, oamenii au cele mai frumoase sentimente față de reperele adevărate, de valorile corecte, de modelele demne de urmat, ne despărțim aici de maestru Tudor Gheorghe, căruia îi urăm să aibă parte de sărbători minunate mulți ani de aici înainte. Vă pupăm cu drag, maestre, vă sărutăm, vă îmbrățișăm de la Călăraș și de pretutindeni. Se colinde în seara asta minunată, leruile. Dar ligura arsă și lins ochii în lacrimi, leruile. Prea degeaba sânge, prea degeaba patim, leruile. Gazdelor creștine, să-i primiți în casă, leruile. Și cum se cuvine, se poftiți la masă, leruile. Ni trimite Sfântul să ne încerce mila, leruile. Domnii mari de astăzi să-și deschidă vila, leruile. Șovăienii pasul, mâinile plăpând, leruile.